Bună, Laura! Bună, Alminița! Bine! Data aceasta ne vedem online, da? Am ratat cafeluța, am ratat... Cafeluța. La ora asta nici nu-ți mai dădeam cafeluță, poate așa doar ceai dacă vroiai. Așa este, este târziu noapte, dar uite că nu ne dă pace luna nouă în Fecioară, dar noi suntem, da, și nu... noi suntem și pe picior de plecare în Tenerife, suntem și cu pregătirile, suntem... în energia lui Venus, nu? Foarte, foarte, foarte prezentă. Care oricum se mai simte încă și la luna asta. Simte, da, încă se simte, fiindcă ea de-abia ce a ieșit pe 4, de-abia ce a ieșit din retrogradare și se simte fiindcă Venus va mai rămâne până la începutul lunii octombrie în Leu. Deci, practic, vibrația lui Venus în Leu încă o să ne mai acompanieze și luna aceasta, toată această lună. Și Venus în Leu se simte bine acum, fiindcă face un aspect armonios cu Marte. Marte în balanță. Deci, în sfârșit! În sfârșit, da! În sfârșit. Și fii atentă că am auzit undeva, dar nu mai știu unde, da, așa, că de fapt, nu mai știu, tema este... această integrare, armonizare, aducere împreună a masculinului și a femininului. Și dacă ne ducem să ne gândim ce a făcut Venus, că s-a dus în adâncuri, în shadow, în umbră, s-a căutat, că de fapt ea s-a dus să se vindece, da? S-a dus în adâncuri să-și mai vindece femininul, să-și mai vindece acolo niște aspecte, să-și mai întâlnească niște părți care nu sunt vindecate, da. Niște părți care nu sunt vindecate și să și le recunoască și să le vindece. Și apoi a venit vindecată la suprafață și acum îmi spui că se întâlnește cu masculinul, gata vindecată. Care culmea, Marte este în balanță și balanța este domiciliul lui Venus. Cum ar veni, Marte vine acasă, vine acasă în vizită la Venus. Da, da, da. Da, acum putem să spunem că Marte este mai vulnerabil în ghilimele, adică nu este atât de mascul. Păi, tocmai de-aia vine. Da, 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 da. Tocmai de-aia că și Venus este vulnerabilă după vindecare, are nevoie să se... știi, după ce am întâlnit niște aspecte ale noastre care aveau nevoie de vindecare, vindecarea asta este un proces și durează mai mult și ea este mai sensibilă acum și acum vine și Marte în aspectul lui care poate să țină vulnerabilitatea, nu? În aspectul armonios, fiindcă Marte armonios. De fapt în balanță ce are de învățat? Să vorbească armonios, să se comporte în maniera... Să țină cont de ceilalți. Așa, exact, da, uite foarte, îți dai seama dacă s-ar fi întâlnit acum Venus cu Marte în berbec sau cum ar fi fost. Da. Era chiar, da, uite că ne-am... Deja suntem în energia lui Venus, da. După cum vezi, suntem acolo și este o energie foarte frumoasă. Mie de-abia aștept tabăra și sunt sigură că vom avea și alte conștientizări, fiindcă e o perioadă în care acum suntem în perioada de postumbră a lui Venus, adică perioada până la care Venus va ajunge la gradul la care a intrat în retrogradare și... atunci se va încheia. De fapt, la gradul la care, da, la gradul la care ea a intrat în retrogradare și de-abia atunci putem să spunem că Venus este clarificată, e liberată și merge la drum cu toată forța, da, cu toată puterea. Dar acum de luna asta face și Venus vreun aspect cu ceva? Păi îți dai seama că face aspect cu Marte, ceea ce este foarte fain, adică face un... Marte este în balanță, ea este în Leu, face un sextil, da? Este, face un aspect armonios. Deci ăsta cred că este cel mai important aspect și mai face și o poziție cu nodul nord și în același timp face, este acolo la nodul sud. Deci, practic, zodia balanței va fi cea mai
sensibilizată pentru următorul an și jumătate, fiindcă acolo unde avem marcat și tu ai și tu, ții minte, da, o ai pe Venus în balanță, l-ai pe Mercur în balanță, toți cei care au planete în balanță, zona aceea va fi cea mai sensibilizată pentru următorul an și jumătate, fiindcă acolo este nodul sud, este sensul de destin și trebuie să vedem ce avem de eliberat, ce nu ne mai trebuie, ce, ca să facem loc să aducem altceva în viața noastră. Da, asta este interesant, vreau să te întreb, pentru că dacă Venus doar ce a ieșit din vindecare, da, da. Și începe un alt ciclu, da. Ies și pe un alt nivel, pentru că dacă a fost acolo și a căutat și s-a vindecat și începe pe un alt nivel, un alt ciclu, și este în aspect cu nodul sud, cu nodul sud și cu nodul nord. Și cu nodul nord, nodul sud în balanță, nodul nord în berbec. Exact. Așa. Vin eu așa și mă gândesc acum, da, vin așa să zic, ce face de fapt Venus gata vindecată, că nu face acum aspect cu nodul sud în durerea ei, în suferința ei, ea face aspect, nu? Face da, un da, aspect. Da. Ne ajută, ne ajută. Într-un început de ciclu, exact. Într-o deschidere către o altă perspectivă. Mai ales că, na, nodul sud e în balanță, Venus e... Și Venus este și guvernatoarea nodului. Guvernatoarea balanței, da? Și atunci vine cu foarte mare ajutor această nouă, nu vreau să zic imagine, vine cu un alt potențial, da? Exact. Vine exact. Cu un alt potențial să ne ajute să mai echilibrăm, nici nu știu. Da, da, să echilibrăm. Da, ce avem la nodul, exact, ce avem la nodul sud în balanță. Acum, da. Dacă stăm bine să ne gândim, Venus parcurge, da, cam într-o lună așa, un semn, a stat acum foarte mult fiindcă a retrogradat, dar ea practic cu fiecare trecere dintr-o zodie în alta, în octombrie va ajunge în Fecioară, vine cu altă energie, vine cu această energie vindecătoare a Fecioarei, după aceea va ajunge în balanță acasă, da, va ajunge acolo unde este și nodul sud efectiv, deci... Da, da, da. Va avea loc conjuncția lui Venus cu nodul sud. Deci zic eu că este un tranzit important și acest drum, această nouă călătorie, așa cum spui tu, a lui Venus, coroborată cu faptul că ea este guvernatoarea nodului sud pe următorul an și jumătate, o alege ca fiind o piesă principală, ca să spun așa, în acest puzzle al vieții noastre. Și cred că nu degeaba am făcut și noi, acum stau să mă gândesc, acest retreat, da? Am Păi fost ghidate, da, da, am avut această, dar hai să revenim la Fecioară, revenim că la Fecioara plânge acolo, stă și plânge. Nu cred că plânge Fecioara. Nu plânge, se pregătește, muncește. Fecioara se apucă de treabă. Își suflecă mânecile și zice, hai să vedem ce avem de făcut, nu stăm așa să pierdem vremea. Da, păi după luna plină în Pești, super luna plină în Pești, a treia super lună plină din acest an, urmează această lună nouă în Fecioară, are loc în data de 15 septembrie la ora 4:39 la gradul 21:58. Și de ce este atât de importantă? Fiindcă guvernatorul ei, acum eu o spun din punct de vedere astrologic și urmează să povestești tu ce ai conștientizat, faptul că guvernatorul ei e Mercur, care este tot în Fecioară, tot în ziua de 15, este la stația de retrogradare, de fapt. Deci este staționar, adică se oprește din retrogradare. Asta vreau să punctez puțin acest aspect al unei planete staționare. Se oprește din retrogradare, este staționar retrograd, după aceea, cum ar veni, întoarce. Se pregătește, da, de... Este staționar direct. Direct și după aceea de-abia pleacă la drum. E, perioada asta cât
cât orice planetă, în cazul nostru Mercur este la stația de retrogradare staționat, este foarte, foarte puternică. Planeta aceasta este foarte puternică, fiindcă este, cum să zic, este acolo pe picioarele ei, stă dreaptă, stă fermă pe locul ei, la gradul acesta la care și-a încheiat retrogradarea și ne transmite un mesaj, fiindcă de la acel moment ea se pregătește să ne clarifice, să ne aducă clarificări în viața noastră. Și tocmai asta zic eu că această lunație este o lunație importantă, fiindcă guvernatorul ei este staționar, este puternic și mai avem două aspecte în astrologie importante. Faptul că este în opoziție cu Neptun, în Pești, în zodia opusă, și este într-un trigon, într-un aspect divin cu Uranus în Taur, o susținere la nivel astral uraniană. Dar știi că Uranus vine cu surprize, cu schimbări. Deci avem o lunație, o lună nouă în Fecioară în care trebuie să fim atenți la iluzii, la fantezii, putem să facem să schimbăm lucrurile și în același timp și Mercur ne atenționează să fim foarte, foarte fermi în ceea ce demarăm. Tu cum vezi tot acest puzzle? E cam alambicat, nu? Cum e? Păi, uite ce mi-a venit mie ascultând ce mi-ai trimis și acum, lumea asta în care noi trăim este într-o schimbare pe care nimeni nu știe să o definească și este într-o schimbare radicală. Și când spunem lumea este într-o schimbare radicală, vorbim atât de structuri, cât și de modul în care noi am trăit până acum. Și apropo de Uranus, da, și mai e și Pluto pe acolo. În ce aspect e Pluto? Pluto este în Capricorn și face și el un trigon cu tot un trigon de o susținere într-o zodie de pământ. Ia uite, într-o zodie de pământ și Capricornul, da? Da. Și vorbim de faptul că este pe de-o parte, vorbim pe de-o parte de schimbarea care se întâmplă la nivelul întregii lumi și când spun întregii lumi, nu mă refer numai la aspectul uman. Mă refer la tot ceea ce înseamnă viața pe acest pământ. Viața Da? pe Că nu pământ. știm Da. ce fel se va transforma modalitatea noastră de a exista pe acest pământ și modalitatea pământului și naturii de a funcționa. Și pe de altă parte, este vorba și de nivel personal, de schimbările care se întâmplă la nivelul fiecăruia dintre noi în același timp. Și eu cred că tot ceea ce s-a întâmplat anul ăsta și tot ceea ce se va întâmpla în anii viitori este pe această temă. Este despre această temă, despre schimbarea modului de a viețui pe acest pământ, de a viețui a noastră ca ființe umane și a întregii naturi pe acest pământ. Adică, practic, e vorba de poziționarea noastră în această realitate 3D, de fapt, în care trăim. Nu, cred că realitatea 3D. Sau realitatea 3D se schimbă, da, așa este. Ai dreptate. Cred că realitatea 3D rămâne realitate 3D pentru cine alege să rămână în Da. continuare în această realitate 3D și numai în această realitate 3D, așa cum suntem acum, Da. deși și acum nu suntem numai în Nu această mai, așa realitate este. 3D, pentru că e clar că noi dintotdeauna, cred eu, am accesat și alte dimensiuni, că așa sunt cuvintele, așa folosim acum cuvintele, nu știm dacă este corect să spunem așa sau nu, nu știm unde ne ducem când dormim, nu știm unde Da. călătorim când visăm, nu știm cu imaginația ce creem și ce dimensiuni, ce spații, ce timpuri accesăm, nu știm cu conștiința aceasta care observăm că se extinde, se schimbă, se schimbă
felul nostru de a conștientiza și de a vedea lucrurile și de a ne raporta la realitate, da? Și atunci toate acestea se schimbă și pe de o parte sunt o parte dintre noi care aleg încă să rămână aici și nu știm care suntem ăia sau nu suntem, care aleg să rămână aici în această 3D, care și asta probabil că suferă niște schimbări, și sunt alții care aleg să meargă mai departe, într-o conștiință extinsă, într-o percepere mai extinsă a realității, da? Ceea ce facem noi în Constelații este o percepere extinsă a realității. Da. Și acum, pentru că suntem, mai sunt două lucruri pe care aș vrea să le menționez, două aspecte. Unu, se întâmplă această mișcare la nivel personal și la nivelul umanității și la nivelul întregii vieți pe acest pământ. Dar să țin cont că eu am inconștientul meu, un inconștient individual, personal, care mă conduce pe mine într-un anume fel, și mai am și mai sunt și parte din acest inconștient colectiv al rasei umane. Da. Și acum mă las să mă influențeze inconștientul colectiv, cât mă las, cât de atentă sunt, cât de atenți suntem. Și aici este ceea ce avem noi de lucru și cred că la această lunație, cu Mercur care este staționar, retrograd, direct și se întoarce și nu știu ce, pentru clarificare, pentru analiză, da? Că suntem în Fecioară. Da, da. Mercur este în Fecioară, e vorba despre analiză, despre a face o analiză corectă, cinstită, în favoarea mea, în favoarea vieții, da? Și cred că asta ne ajută acum Mercur să ne uităm la noi, da? Pentru că eu sunt parte a acestui întreg. Dacă eu să funcționez în acest întreg cât mai, nu știu cum să zic, cât mai corect, să zic așa, pentru mine și pentru ceilalți, eu am nevoie să fiu corectă cu mine. Și cred că asta mă ajută pe mine Mercur acum să mă uit în care aspecte ale vieții mele am făcut ce am avut de făcut? Cum am făcut ce am avut de făcut? Am făcut ce aveam de făcut? Așa cum erau lucrurile aliniate să fie făcute? Sau am sărit, am dat, cum se zice, rasol, am sărit etapele, că am asta vrut să sar de etape și să sar etape, și cum am învățat lucruri, cum m-am manifestat, cum am fost în relații cu ceilalți, cum i-am ajutat pe ceilalți, Fecioara, da? Cum i-am, cum am, nu mai știu, mai dăm niște caracteristici de Fecioară, că nu mă dau acum asta. Eu zic că ce face acum Fecioara cu acest Mercur care e staționar, eu asta m-am gândit foarte mult, cum se manifestă. Cred că ne ajută, știi ce ne ajută, Laura? Să sintetizăm. Să facem o sinteză. Adică sinteză, din tot ce ai spus tu, din toate lucrurile, cum am făcut, ce am făcut, cum ne-am simțit așa. Exact. Să trag o linie, exact, și să văd, bun, și ce fac de acum încolo. Exact. Cum sunt eu de acum încolo, eu, cu mine, cu viața mea, cu ce vreau eu să fac în viața mea, ce am făcut, ce n-am făcut până acum și cum sunt de acum încolo, cu ce vreau să fac cu viața mea, în ce fel vreau eu să mă aduc pe mine, să mă împământez și să mă experimentez pe mine în această viață, că despre asta este vorba și acum în această lunație despre asta este vorba, cine sunt și cum vreau să mă experimentez pe mine. Și totodată, cum sunt în relație cu ceilalți?
Cum îmi manifest compasiunea, înțelegerea, îngăduința, ajutorul Suportul, față de exact, ceilalți? suportul și servirea. Suportul, susținerea, da, Și față. mai e ceva, un cuvânt apropo, mi-ai cerut un cuvânt, acum mi-a venit. Fecioara vrea eficiență, vrea productivitate. Deci cum îmi organizez timpul meu astfel încât poate să am mai mult timp liber pentru mine, să-mi fac lucrurile la serviciu mai bine, mai repede, să pot să fiu mai eficient, poate să fac mai multe lucruri în mai puțin timp, să pot să câștig mai mulți bani, să pot să am timp liber, să studiez, să citesc. Aici este Și problema bine la că ai zis Fecioară. asta, pentru că avem nevoie de eficientizarea asta pe care ne oferă acum Fecioara, pentru că da, până acum am observat toți că a fost din ce în ce mai accelerat, din ce în ce mai multe lucruri de făcut și toate deodată și din ce în ce mai accelerat. Și de acum încolo nu va fi numai din ce în ce mai accelerat, Va fi și mai și, și mai și. va fi și din ce în ce mai intens. Și asta. Nu o spun ca să ne speriem, ci o spun ca să ne pregătim. Și cu cât suntem mai clari despre ce este cu mine și cu viața mea, cu atât ne este mai ușor să facem fața vitezei și intensității vieții care. Deci, despre asta e vorba. Viața va deveni din ce în ce mai intensă. Așa O este. trăiesc sau nu o trăiesc? Și atunci, și iarăși, aici este și Fecioara este și despre decizie. Ea este artizanul vieții de zi cu zi, cu fermitate, cu corectitudine și cu decizie. Nu-i Așa. așa? A, și mai e ceva la Fecioară. Să ne gândim că ea este și maestra ritualurilor, da? Ce ritualuri fac? Ce rutină îmi aduc eu în viața mea? Eu aș vrea să ne luăm un pic de ritualuri acum. E așa. Ritual nu neapărat să facem ritual. Ritual este și cum mă spăl pe dinți. Exact asta vreau să spun. Exact asta vreau să spun. Viața noastră, noi îi spunem rutină, da? Dar în afară de rutină, mai trăim și în ritualuri pe care ni le-am asumat sau ni le-am creat noi. Sau le-am moștenit, poate. Asta zic, ni le-am asumat, ni le-am le-am moștenit și am asumat că facem și noi la fel. Acum, dacă ritualul meu, și eu vă dau un exemplu personal, ritualul meu era să mă scol dimineața nemulțumită. Și era extrem de dureros și extrem de greu am ieșit din lucrul ăsta. Și atunci, ce-ar fi să observăm, dacă tot facem această analiză cu Fecioara și cu Mercur, să observăm, avem pattern-uri, tiparuri, ritualuri, dacă vrei să le numim așa, care ne fac să nu funcționăm ușor, cu ușurință și frumos în viața asta? Și dacă le avem, hai să vedem cum le schimb. Și iarăși mă întorc la faptul că Fecioara este fermă și asumată și decide. Băi, gata, cu asta închei și încep asta. Știi? Și să facem lucrul ăsta. Și mai era ceva că mi-ai zis, ai zis de Neptun. Atenție, da, Neptun poate să ne păcălească și să ne prindem în hora asta a fricii din exteriorul nostru și a fricii din inconștientul colectiv și a iluziei că mai fac eu o meditație și mai stau puțin în lumină și de fapt eu nu stau în lumină, dar mă rog. Dar în același timp, Neptun ne poate conecta și la esența noastră. Ne poate conecta la credința aia deplină și la știința din mine că dincolo de mine sunt niște forțe mai mari și eu aparțin acestei forțe, acestor forțe, da? Dumnezeului nostru, Universului, vieții, în esență vieții, că asta este viața, da, de fapt. Și aparținând acestor forțe mai mari care
curg viața asta, da, acestei vieți care curge, nu este nimeni împotriva mea, viața nu este împotriva mea. Și mai e Mă ceva. pun eu, ține minte ce vrei, mă mai pun eu în contra râului, în contra curgerii vieții, adică la toate astea e timpul să ne gândim și, fiindcă am zis mai devreme de compasiune, să acord compasiune celorlalți, dar să mă uit și la mine cu compasiune, pentru că din experiența mea cu clienții, da, vezi că un om este într-o anumită situație și nu știe, nu poate să iasă de acolo. Ce l-ajută? Ce ne ajută? Cum ne ajutăm noi unii pe alții? Păi dacă stau în compasiune și înțelegere și țin spațiu și ți arat niște soluții, ăsta este ajutorul pe care mi-l dăm unii altora. Dar ăsta e ajutorul pe care mi-l dau și mie dacă eu mă biciuiesc că uite-mă, iar n-ai făcut. Iar nu ai dres, iar n-ai înțeles. Asta nu mă ajută nici pe mine și nici pe alții, știi? Da, ce mai vreau să mai spun, apropo de faptul că Soarele și Luna în Fecioară sunt în opoziție cu Neptun în Pești, Soarele și Luna fiind în Fecioară au această latură foarte practică a vieții, fiind Fecioara fiind o zodie de pământ, practică, pragmatică și Neptun ce ne arată sau ce ne învață, ce ne spune acolo în opoziție. Nu contează foarte mult numai logica și raționalul, da? Fiindcă Fecioara e foarte logică și rațională, fiind guvernată de Mercur. Contează și intuiția, așa încât Mercur, Neptun vine cu această lecție, această temă. Lăsați și intuiția. Conectați-vă și la primul mesaj care vă vine. Exact, și este despre, tocmai și aici este, știi că toate aceste aspecte ne ajută. Tocmai acum și aici este important să ne aducem aminte că despre această ridicare a inimii, da? Punerea inimii în prim plan și aducerea minții în slujba inimii este vorba în această, și de această dată în această lunație. Da, păi și de ce cu inima? Că mai e ceva pe cuspida ascendentului. Cine crezi că tronează acolo, maestos? Lilith în leu, apropo de inimă, da? Deci e Lilith în leu, Lilith se apropie să-și încheie periplul ei de 9 luni, în octombrie va ieși și Lilith din leu, dar la această lunație, cuspida ascendentului acestei hărți a lunației este în zodia leu, deci apropo de inimă, de ce ai spus conectarea la inimă, la iubire, și Lilith este acolo, dar eu o văd pe Lilith acolo nu ca pe umbra noastră, da? O văd ca, o văd altfel, De ca ce pe este? ca pe un far, da? Eu Pe de ce lumină. cred că este Lilith? Că cred că noi am mai discutat subiectul ăsta, dar nu știu dacă așa public. De ce cred că este Lilith considerată umbra, da? Tocmai pentru că la un moment dat, cineva cândva, o minte omenească, a exilat-o pe Lilith, a exclus-o pe Lilith. Știi? Și cum suntem în constelații, cum zicem în constelațiile familiale, scopul constelației este de a readuce înapoi, de a include ceea ce face parte din întreg. Lilith nu este umbra, Lilith reprezintă acele aspecte ale noastre Excluse. care au fost excluse și prin excluderea asta, care a fost impusă, forțată cumva la un moment dat, au fost aspecte care au fost uitate și noi nu ne-am mai dus către ele, nu le-am conștientizat și nu le-am folosit. Da? Și atunci, da, uite, această lună nouă este de fapt o reîntregire, o Da, altă și mai e ceva. Să nu uităm, o secundă, și pe urmă îți dau microfonul, să nu uităm că Lilith, în octombrie, la începutul octombrie, unde va începe tranzitul? În Fecioară. și ce vreau să zic este o reîntregire, dar este de fapt și o recreere a noastră, da? Ne recreiem. Ne recreăm pe noi ca ființe, adunându-ne toate aceste aspecte și părți și bucățele din noi, aducându-le la un loc și punându-le în mecanism, punându-le
să funcționeze mecanismul mai ușor decât sau altfel, de fapt altfel, nu mai ușor, altfel decât a funcționat până acum. Deci îți dai seama acum cu trans, că dacă ne ducem și pe Lilith puțin, că m-am activat și cu Lilith, cu Lilith. Da, cu Lilith în Leu am învățat să ne reconectăm la ego-ul nostru, la sinele nostru, la iubirea din noi, la inima noastră, da, să putem să ne manifestăm valoarea noastră. Și după aceea, când Lilith va intra în fecioară, apare procesul ăsta de hai să vedem, da, am conștientizat, hai acum să analizăm. Vedem ce facem cu ce am conștientizat. Ce facem, exact. Ce facem? Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Să vedem ce mai avem de reașezat, de eliberat, de ce ne mai ținem agățați, cu cine mai avem de împărțit ceva și de fapt nu e nimic de împărțit, da? Să dăm drumul, să dăm drumul efectiv. Și după aceea să vedem ce facem cu noi mai departe, pentru că despre asta e vorba, ce facem mai departe într-un nou context și iată, într-un nou ciclu al lui Venus, într-un nou ciclu al lui Lilith, într-un nou ciclu al lui Marte, într-un nou ciclu de noduri, adică... Da. Fiindcă energia aceasta a fecioarei va fi puternic aspectată și în următoarea perioadă, deci în luna octombrie. Deci, practic, se continuă, este ca o reverberație așa, a fecioare. Deci, un marcaj la care trebuie să fim atenți. Da, știi că eu ți-am mai spus, de când facem împreună lucrurile astea, am observat că toate sunt foarte clar înlănțuite. Nu lipsește nicio zală din lanțul ăsta. Sau, hai să nu spunem lanțul. Ca să nu mai, să nu, mintea noastră să nu facă legătura cu lanțul ne ține legat. Din angrenaj. Din acest angrenaj care se mișcă și ne mișcă și pe noi cu el. Nu lipsește nicio zală, nicio piesă, toate sunt acolo la locul lor puse clar și sunt tocmai ca să ajute mișcarea următoarei piese. Da? Și aici suntem noi în această mișcare a vieții care ne ține și ne susține. Și iată ce sunt planetele, de fapt, sunt niște entități, nu știu cum să le spun, energii, niște arhetipuri, arhetipuri care vin spre susținerea noastră și spre îndrumarea noastră de fiecare dată. Așa de fiecare dată, exact, ăsta e drumul. Aici sunt pașii pe care i-ai de făcut. Dacă vrei să-i faci bine, dacă nu... Dacă nu îi facem noi pentru tine, dar îi facem noi cum știm noi. Și atunci apar surprizele și ne mirăm. Și da, ne... este un pic mai greu și mai forțat atunci, așa... Na, dacă suntem forțați, mai forțat, poate mai neașteptat, adică dacă sunt lucruri care trebuie schimbate, îți dai seama că nu se dau în lături să facă aceste schimbări, adică fără milă, ca să spun așa, dar de fapt este spre binele nostru. Da, pentru că noi suntem o piesă din acest mare puzzle al omenirii și dacă omenirea are de parcurs pașii aceștia și sunt câțiva dintre noi care zic, nu, eu nu vreau să fac pasul ăsta, atunci acei câțiva vor fi forțați să facă și pasul acela. Exact. Acum există tot felul de teorii că da, nu e obligatoriu să facem toți și sigur în mod categoric așa se întâmplă, nu facem toți pașii în același timp. Fiecare are un ritm al său și tocmai aici este datoria noastră a fiecăruia dintre noi să stăm în compasiune, în înțelegere, în sprijin și în susținere unii față de alții, pentru că știi, acum cei care au început să citească, să lucreze cu ei, e o perioadă, e un timp în care până ne dezmeticim și asta e valabil la foarte mulți dintre noi, mie mi s-a întâmplat asta, e o perioadă, un timp în care am dorit să îi forțăm pe ceilalți care încă n-au început să vină și ei, să se uite și ei, să facă și ei, să înțeleagă și ei, să citească și ei. Și tocmai aici suntem chemați acum și mai ales cu această lună nouă, rămâneți acolo. Dacă vrei să ajuți pe cineva, rămâi în locul tău și onorează-i celuilalt locul în care este
și stai acolo cu compasiune, cu iubire, cu susținere, cu înțelegere și vezi de treaba ta. Da. Nu băga nasul unde nu fierbe oala, știi? Da, poate mai mult decât oricând, în ultima lună parcă am primit solicitări, în special probabil că a fost și Venus retrogradă. Vreau o consultație, dar vreau o consultație și pe harta relației cu soțul meu. Și zic soțul, a, păi soțul nu este, el nu este spiritual, el nu este cu astrologia, el nu crede în astrologie, dar eu vreau să văd ce e în harta soțului meu și să văd cum merge relația. E, uite că nu merge Nu se așa. poate, nu Uite se că nu poate, se uite că nu poate. se poate. Din păcate nu se poate, da? Dar chiar foarte multe solicitări am primit, am explicat de fiecare dată, explic, probabil că oamenii se uită așa curioși și rămâne așa puțin, fiindcă e vorba de acest liber arbitru. Și așa cum ai spus tu, dacă omul nu e pregătit să se deschidă către spiritualitate, să intre pe o cale, să înceapă o anumită practică, nu poți să intri peste el Nu în pot viața lui, fiindcă și mai harta lui este sufletul lui, să dai buzna și exact cu bocanci peste și mai cu este ceva bocanci. atunci când că știi și în terapie mai vin părinți care aduc copii și copiii nu vor să facă terapie sau mă rog, în sfârșit tot la fel soțiile, soții și ideea este că nu are niciun efect pentru că dacă celălalt nu crede, nu are intenția. Exact. Nu vrea să conștientizeze, nu, nici măcar nu aude ce îi se spune și atunci nu se face așa ceva, nu se face. Și mai este ceva, ceea ce eu, tu știi bine, eu când vin părinți că vor să lucreze cu copiii, stai un pic, lucrați cu voi întâi și pe urmă vedem ce se întâmplă cu copiii, pentru că este despre copilul, este oglinda sau arată ce se întâmplă în familie, în voi și între voi. Și atunci, na, despre asta este, și despre asta este vorba la modul general. Exact. E, acum la Este această, da. despre fiecare dintre noi, viața aceasta, am venit aici să ne o trăim noi, nu poate nimeni să o trăiască în locul nostru și ca atare să mă uit în mine și la ce am eu de făcut. Și dacă eu mă tot reașez și mă tot repoziționez și tot îmi găsesc, mă tot armonizez și echilibrez și îmi tot găsesc ușurință în curgere, atunci și în relațiile mele va apărea ușurință. Așa este. Ei, această lună nouă în fecioară, practic, declanșează un ciclu de 6 luni de zile în care putem să vedem și roadele pe care le plantăm acum cu ocazia acestei lunații. Deci puteți să vă puneți intenții fiecare, dacă vă cunoașteți harta natală, puteți să vă puneți intenții în domeniul de viață, casa astrologică, în care aveți gradul 21 fecioară. Dacă nu vă cunoașteți harta, atunci puteți să vă Duceți-vă puneți, la un astrolog. duceți-vă la un astrolog, dar puteți să vă puneți intenții ce simțiți legate de viața voastră, de armonizarea corpurilor voastre, de rutina de zi cu zi. Poate puteți să vă puneți intenții legate de, poate, la muncă, relațiile de la serviciu, relațiile cu șefii, cu colegii, da? Sau în funcție de casa astrologică, orice alt domeniu de viață, relațiile cu părinții, relațiile cu copiii, cu partenerul, da? Sunt foarte multe opțiuni, dar eu zic că fiecare știe la nivel aici subtil, știe ce temă Ce, este, da, ce e mai important. ce e pe tapet, dar ce este mai important, fiindcă sunt etape și etape din viața noastră și știți foarte bine ce aveți de făcut și ce puteți să lucrați, dar mai e ceva, să nu uitați înainte de a vă pune intenții, înainte de a vă seta noile intenții, să mai faceți curățenie, da? Adică vedeți ce mai aveți de eliberat, ce mai aveți de aruncat la coș, dacă mai faceți chiar curățenie fizică, asta eu întotdeauna recomand, curățenie fizică în casă, mai faceți curățenie în dulapuri, sertare, în bucătărie, unde este nevoie de curățenie, fiindcă făcând această activitate, această mișcare fizică, fecioara știți că este fan curățenie, atunci o să vă susțină această mișcare fizică, fizică, o să vă susțină și din punct de vedere emoțional și spiritual să vă găsiți acele intenții, dorințe care
rezonează cu momentul din viața voastră. Da? Da. Și puteți să faceți, ținând cont că e și fecioara, puteți să faceți și un ritual de lună nouă, da, puteți să vă scrieți aceste intenții ca să le dați o putere mai mare. Fecioara, fiind guvernată de Mercur, ea este la fel fan a scrie, da, a scrie, a citi, dar acum puteți să vă scrieți în jurnalul vostru, să faceți acel journaling sau să faceți acea scriere, să vă apucați să vă setați intențiile, dar să scrieți fără să vă ridicați pixul de pe foaia de hârtie, da, ce vă vine în cap, ce inspirații aveți și puteți să faceți orice alt ritual simțiți, credeți că vă ajută. Puteți să folosiți cristalele, fiindcă cristalele se armonizează foarte bine cu energia de pământ a fecioarei. Și uite, eu am pregătit, Laura, știi că am setul ăsta fain cu simboluri, The Deck of Emblems, și aș vrea să extragem o carte, să vedem un mesaj pentru această lunație. Și hai să vedem ce mesaj primim pentru această lunație. Să vedem dacă se extrage cartea singură. Cărțile astea, gata, uite, a căzut și cartea singură, au căzut două cărți. A căzut două cărți. Avem prima carte, este clopoțelul, deci clopoțelul care este semnalul, da, ne dă semnal, alarmă, să fim atenți, da, să fim atenți la când sună clopoțelul ca la școală, da, începe ora. Da. Și mai avem un alt. Stai, nu vorbi despre a doua carte. Nu vorbesc, gata. La clopoțel, că și ăsta este un aspect al zilelor acestora de lună plină. De lună nouă. Pentru că este Neptun în Pești și în aspect cu nu știu ce, da? Da? În opoziție cu lunația. Fiți atenți la mesajele pe care, apropo de intuiție, da? Fiți atenți la mesajele pe care le primiți, la visele pe care le aveți, la mesajele pe care le primiți în viața de zi cu zi, de dimineață până seară, și la mesajele pe care le primiți noaptea, pentru că sunt mesaje importante pentru următorii pași pe care fiecare dintre noi le avem de făcut. Da. Și cartea a doua, la fel foarte interesantă, este Torță, care spune speranță, claritate și vedere. Deci exact se completează. Ce ai spus tu. Da, da, se completează ce ai spus tu. Dar vezi, apropo de Torță, vine și această energie a focului pe care o regăsim la Venus în Leu și la Lilith în Leu. Deci, practic, putem să coroborăm și să ne folosim și de energia lui Venus, care este și ea proaspăt ieșită din retrogradare, putem să ne folosim de energia lui Lilith. Venus este în harta lunației în casa 12, în casa inconștientului, deci îți dai seama cu ce mesaje poate să vină și Venus. Lilith este pe cuspida legate de bunăstare, de bani, de iubire, relații, de valoare de sine, creativitate, de valoare de sine, de creativitate, deci exact. Deci foarte noi. Da, deci foarte frumoase aceste mesaje, țineți cont de ele și nu uitați să vă puneți intențiile voastre și să pregătiți următoarea perioadă de 6 luni de zile, o perioadă interesantă, să nu uităm că începând din luna octombrie începe și sezonul eclipselor, mai avem 2 eclipse, se apropie finalul de an, o să mai avem un Mercur retrograd, deci avem treabă în continuare și așa cum am spus mai devreme, viteza crește și se și intensifică trăirea vieții. Așa este, așa este. Să aveți o lună nouă în fecioară faină și să vă puneți intenții cât mai realiste și în același timp cât mai să le materializați. Să le și materializați, exact. Deci să culegeți roadele. Asta vreau să zic. Suntem în sezonul de roade. Da, exact. Să culegeți roadele în următoarele 6 luni de zile. Toate cele bune. Seară frumoasă. Să ne revedem cu bine. Seară frumoasă, noapte bună.